Salutare suculenți, ce voi face acum? Doresc să scosem pervivumul din acest aranjament alături de Crassula golum, care este înghesuit și o să-l scoatem din vasul de tablă și o să-l punem într-o nouă cutiuță, într-un nou vas. Așa, o să scoatem ușor plântuțele, să nu degradăm rădăcina și veți observa ce rădăcină foarte fină, ce rădăcină foarte fină are sempervivum. Dăm un zoom. Ok. Și o vom lua, o folosim o mică lingurică. Îi lăsăm spațiu față de marginile vasului pentru a putea evolua. La fel, o plantuță cât unghia mare, cu rădăcină proaspătă de culoare albă. Îi facem loc în vas, 2-3 cm de cealaltă plantă. Bătătorim ușor și aceasta este operațiunea pe care o repetăm. Aceasta are o rădăcină mai lungă. O rădăcină mai lungă, o să-i îndepărtez din frunzele uscate. Îi scurtez și rădăcina. Perfect. În pământ. Super. Este bine din când în când să răriți plantele, din, mai ales în pervivumul, pentru că se înmulțește foarte ușor și astfel putem să creăm în permanență noi și noi aranjamente. Este o plantă târătoare, foarte harnică, rezistă și afară iarna. Și o avem garantat mulți ani de zile. Acesta este noul aranjament. Un pic de apă și asta este tot. Așteptăm să se umple de puiuți. Pe curând, suculenți!